Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de SAM pe serverul rpg.bizon.ro. Bă, deja sunt prea multe certuri și pe grupuri de SAM și pe YouTube. Am văzut și la Amazon cu comentarii că Bizon e mai tare, că Bughead e mai tare, chestii de genul. Bă, deci în primul rând niciun server nu e mai tare. Numai că, având în vedere că Bizon e din 2008, are multe sisteme unice și chestiile astea, dar până la urmă fiecare joacă pe ce vrea. Un server mai simplu sau un server care așa. 2-2. Salut, frate. Hai, bagești-ne un pic de raport dacă e. Să-i dau un screenshot aici. Ok. Deci, ce vreau să vă zic. În primul rând, ăia de pe Bughead se laudă cu playerii lor. Adică că au 1000 din 1000 pe toate serverele. Păi da, acum, serios, gândiți și voi în puii mei logic, adică doar Awake strânge pe videoclipuri 3000 de like-uri. Deci ăia deja, hai să zic, 2500 de playeri, pentru că nu toți joacă Sam din care îi dau like. Așa, 2500 de playeri doar de la Awake. So what the fuck, mai faci 1000 de like-uri, 2000? Deci deja serverless full. E și logic, frate. Adică la noi pe Bizon, cred că eu sunt de cei mai mari youtuberi care filmează aici, ești nebun? Și mai e Maddox ăla cu 4500 sau nu mai știu exact cât are. Deci la noi cel mai mare youtuber e Mazocu, dar nu-i pe RPG1, e pe RPG4, care are 15.000 sau cât are, 14.000, deci el e cel mai mare. Pe Bughead, cel mai mare e, sau WTF, care are 100.000. Deci asta e faza. Acum fiecare joacă pe ce vrea, dar nu mi se pare corect să te înjuri în comentarii pentru niște servere. Știu, și eu am ținut cu Bughead-ul, dar eu am ținut cu Bughead-ul că nu știam cum e pe Bizon, dar acum am jucat pe Bizon. Am aflat cum e și aici, bă, nu știu, sistemul mi se pare mult mai șmecher aici. Și nu că joc pe Biz, uite, dacă vreți mă duc și pe Bughead, mă apuc de Bughead și tot de aceeași părere o să fiu. Dar, acum de ce să mă mai las de Bizon când am facțiune, am ore jucate, am level, mai puțin și aplic și pentru altă facțiune, bine, nu mai puțin, mai vreo 80 ceva de zile mai stau în facțiunea asta, dar, da. Totuși, nu mi se pare, mă, că o mai pârliți, mă, de aia. Deci dacă vă arăt fața tuturor care dau hate la Bizon, cred că o să luați cancer la picioare și neun. Da, hai să vedem ceva ce băiatul ăsta aici. Dacă dă fumă piș pe fața lui. Îl bag în blacklist, că am dovadă video, că eu acum filmez. Așa, nu n-o dat. Ce licență. Zi, boss, ce licență. Asta e a treia licență pe care o dau săptămâna asta. Bărci. Începem cu materiale. Du-mă la un punct. Ah, doamne, slash fă, smoky. Uite, eu începeam testul fără sanus, doamne. Izuit me for the material. Licențe test. Un screenshot. Du-mă la cel mai apropiat punct unde poți vinde materiale. Hai, boss. Ah! Scuză. Doamne, prostu-s, mă. Uite, să-i dau. Da, hai să vedem. Doamne, hai să vedem dacă știe. A, ne ducem LV, frate. E ok dacă ne ducem LV. Adică nu e cel mai apropiat, dar e ok. Adică măcar știe unde se vor materialele, știi? Da, și vedeți că avem moduri noi. Sunt destule, adică destul de frumoase, dar nu avem fake quest. Cu tare nici nu o să-l bag, că n-am nevoie de el. Da, fac și eu 190 de ore jucate. Imediat. Hai să vedem. Ce se întâmplă, ce se întâmplă. Unde ne duce acest băiat minunat. Da, și în legătură cu cearta aia, sincer, nu mi se pare ok. Pentru că și Timi și Shadow și Bobo și alți scripteri care nu prea-i cunosc de la Bizon au muncit pentru serverele lor. Adică au muncit, muncesc și o să muncească în continuare. Și credeți că la Bobo care au muncit să facă atâtea sisteme unice și chestii nu-i convine să-și ia atâtea înjurături? Pentru că pun pariu că 99%, ce 99, cred că 100%, nu cred că există om care să-i facă hate lui Bobo și să știe să scripteze ca el, știi? Asta e pur și simplu ciudă sau pur și simplu. Hai să nu mai zic nimic după aia.
Deci eu țin și cu Bizon și cu Bughe, dar nu e normal să zici că Bughe din mai șmecher și alea când da, la ambele servere, la ambele comunități de fapt s-au depus foarte multă muncă. Să nu mai spun că Bizon are server și de CS și de GTA 5 și de alte jocuri. Deci, da. Hai să vedem. Ce e aici? Bă, aici... Ok. Stai așa să iau și o laptopul ăla. Am luat laptop. Ok, acum să trecem la câteva întrebări. 1. Ce face comanda... Stai. Aoleo, slash sell... Ah! Create gun, nu? Da, slash create gun. Nu mai am exact întrebările. Ce face comanda slash sell materials? Perfect. Nu mai știu ce comenzi erau, mă. Ce face comanda slash work? Aoleu, 3! 3. Slash f. Așa. Smoke k a e i 2-2 aspasez de materials license test. Give licențe 2-2 materials. Ok. Și mai zicea că vrea de băci. Hai să vedem. Ok. Trecem la aia de bărci. G. Ah! Să fac poză. Stai. Așa. Hai să dăm... Mergem să fă... Că acolo am HQ. Hai să mergem să făm. Pentru că acolo am HQ unul de alta. Și acolo avem la docuri, avem bărcile de la facțiunea noastră, știi? Și cu bărcile de la facțiunea noastră dau de obicei ăla. Deci sper să vă placă, bă, moile... No, moile, da. Sper să vă placă moile noduri. Moile noduri. Sper să vă placă noile moduri. De la Tudor. De fapt, le-au făcut UFX, dar de la Tudor, adică de la el le-a luat. De pe pagina de Facebook. Bă, sunt frumoase, dacă mă bușesc aici, clar. Bă, sunt frumoase, mai ales mapa aia, o ador, frate. O ador. Deci mapa asta e așa un pic. Uite aici, trebuie să-l doxat să vedeți. Uite aici trebuie să-l duc. Așa. Pus un checkpoint ca să fiu sigur. Deci mă întreba lumea ce am de gând să fac după această facțiune. Bă, am de gând să intru în LSPD sau SFPD, că acolo am un prieten. Uite, acest tip e unde. Uite, ăsta e din LSPD, din SFPD. Sau un taxi ceva, dar taxi plictisitor. Cred că LSPD sau SFPD ar fi cea mai bună. Sau FBI ceva sau un NG, nu știu, frate, oricare dintre astea ar fi super ok. Pentru mine. Știți, nu, eu am chiar nu am preferință, adică la permisele și alea nu mă prea nu-mi prea plac mie, știi, mă, cel mai bine e în NG sau în FBI. Acolo robbery, alea, ce te doare în pix acolo, știi? Nu știu, o să vă, chiar deocamdată nu am nicio fel de idee, o să văd. Sunt 962 de player deocamdată, e ok. Bine, RPG-ul nu e cel mai popular, că dacă m-aș fi dus acum pe RPG-2, e 800 de player, 700, știi? Am ales aici pentru că aici e cel mai ușor de făcut raportul, știți și voi. De aia. Drop 2 din 4 la 900 de playeri. Coaie ăla e fail. Eu la 200 de playeri online am dat fail. Ești nebun, a venit 3 PDP ăla și ne omoară. Da, mai la... Doamne, bă. Dar nu înțeleg, frate, ce te duce capul ăla? Păi robul se dă noaptea. Stai așa acolo pe aici. Hai că am luat-o și eu, cred că ne răsturnăm acum. Da, banu.
Ok. O să încerc să filmez mai multe episoade azi, pentru că știți că eu mai am momente de alea când n-am chef, pur și simplu mă doare în cum vă să filmez nimica și după aia trebuie să nu vină un chef de la fix mâine. Că pe mâine trebuie să postez unele episoade și de aia o să filmez mai mult în ziua asta, ca astăzi chiar am chef să filmez mult. O să fac raportul azi și o să filmez, cred că când mi-l fac, nu știu, dacă vreți. Și na. Dorm prea mult, nu am timp să mă joc. Ai, Doamne. Hai să mergem. Clar, uite pe unde mă duc. Ai, 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 bă. Na, și... Oricum, am și dovadă video cu testele, da? Na. Și hai să nu mai pun chestia aia pe dată, că deja mi-am intrat în mână, deci nu prea mai am ce greșeli să fac. Da, na. Stai două sec. Ia să o secundă, voi să fac ceva. Două sec. Să fiu sigur. Că la asta de boat n-am prea dat licențe și poate fac o greșeală și îmi fac părliții post. Image. Bam. Dad. O luăm, punem fix acolo. Gata. A rezolvat, băieți. Gata. Nu de alta, dar poate la asta de bot fac greșeli și nu vreau să o dau în bară. Pentru că oricum puteți arătați tot videoclipul, pentru că nu vă aștept cu nimic. Trebuie dovada clară că fix la ora aia, fix la ora aia, la data aia, eu am greșit la test, ce? What? Lol, ai văzut că... What? Băi, ești nebun? Nu am văzut nimic. Clar, 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 clar. Jos, 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 dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos, mane. Jos, fugi. Stai, că dă... De fapt... Hai încoa. Doamne, bă. Prostii fac. Sambac. Stai, unde-i HQ-ul? Ai, departe. Suntem aproape. Hai pe jos. Ia, suntem aproape, măcar? Da, hai că suntem aproape. Da. Viața de instructor. Oricum, ia uite, uite cum se face stomac, uite cât de slab. Yeah. Am ales instructor pentru că de mulți zice, băi, dar e facțiune plictisitoare, de ce ai ales? Vă mai zic încă o dată, dacă e nevoie, am ales să-mi fac FH-ul ca lumea, adică faction logo, faction history, cum vreți voi să ziceți, să-l fac ca lumea. Pentru asta am intrat aici, pentru că e cea mai importantă facțiune de pe server. Fără scon instructor nu s-ar întâmpla nimic pe server, n-ai avea arme, n-ai avea nimic, știi? Și de aia. Hai, vino. Deci, fă, stai să anunț. Aici, fă. Smokey 282 is with me to do the sailing license test. Start lesson zone 282 sailing. E fapt. Aici nu e niște poze dacă e, ai început. Hai aici. Du-mă la ocean, nu, du-mă la Bayside Docks, nu? Du-mă Bayside. Are level 32, asta îmi place. Că nu-i ca un dăla de level 5 care trebuie să-i explici unde trebuie să se ducă etc. Nu, asta știe direct. Te duce, dar nu neapărat Bayside, așa trebuie să zici tu Bayside, dar poate să ducă unde vrea el. Contează să nu facă damage la barcă. De fapt, nu știu dacă poate să ducă unde vrea el, dar e ok. Ia stați să repar chestia aia de pe data. A, am înțeles, am dat și o joc în bara dacă e. Așa. Ia. Să o fac așa, mai mic, mai mică, dracu, să fie fix, fix pe data, știi? Nu să acopere jumătate de oră. Așa, ia uite aici unde ne-a dus băiatul.
E bazat, e bazat. Că să zic, e bazat băiatul, nu ai că să zic. Ai dizetof. Ia uite aici băieții. Rosaneala, mai fac și o level 14, mai trebuie să dau cu slip un pic. Și fac și o level 14. E, ok. Continuă. Ia, mama, o colit jumătate de să faci nebun. Dar ai cam o colit. Nu era pe aici. Era. Băi, în spate, coaie Bayside-ul. În... Du-mă înapoi. Uite acolo Bayside-ul. Ia uite aici Bayside-ul, ia să vi-l arăt. Băi, părlit. Uite, asta e Bayside-ul. Așa, așa cum asta nu mai știe să meargă înapoi cum ar fi. Cele mai ușoare licențe sunt alea de flying, alea de arme și de fish. Alea sunt cele mai ușoare. Aia cel puțin am dat eu cel mai ușor. Adică n-am dat de nubi, n-am dat de, de ăștia care habar n-aveau nimeni, nu. Am dat de aia buni. Uite, și ai, și asta de sailing. Dar aici de sailing am avut norocul ăsta care are level 30. Dar sunt unii care nu știu un ebay, să ai de un, unii nu știu un nimic, unii habar n-au să conducă o barcă, știi? De aia zic, ia, să ieși de lă. 998, e ok. Recomanda pentru strigat, lol. A, nu trebuia să dau aici, poți să mai pe mă. Ia uite cum ne duce băiatul. The Italian Mafia. Aici Mafia? Aș fi eu de la The Italian Mafia? Uite, Pier 69. Mount Chiliad. Îi fac că ți arată și locațiile și te ajută. Hai, uite, dacă ești taximetrist și nu știi locațiile, pac! Aoleu! Da, dar faza e că asta e mapa de aia, de pe Bagheda, adică sunt chestiile de pe Bagheda aici. Da, e ok. Că, na, WFX roacă pe Bagheda. Ia, stați o secundă. A, iar am dat joc în bară, băi, frate. Facem așa. Că vreau să pun perfect pe dată, uite. Așa. Așa. Asta, asta înseamnă perfecțiune, băi băieți. Așa, perfect. Deci, de la. Perfect. Deci, give licențe 2 over 2 sailing. Deci, smoke, opa, 2 over 2. Smokey has passed the sailing licence test. Stop lesson. Doi op doi. Evo. Ok. Mă omori după să ajung acasă. Hai aici, mănânc. Oricum, sper că v-a plăcut acest episod, o să-i dau off-camera aia, pentru că deja filmam de 20 minute aproape. Sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!